Ministrul Sănătății Alexandru Rafila dă semnalul și spune că adoptarea certificatului verde al vaccinării nu mai reprezintă o prioritate pentru autoritățile implicate în lupta cu pandemia. Certificatul verde COVID a stârnit numeroase controverse odată ce a devenit obligatoriu în România pentru majoritatea activităților. Documentul a împărțit țara în două tabere, unii care îl contestă, în timp ce alții spun că este necesar pentru a opri pandemia de coronavirus. Certificatul verde nu mai reprezintă în acest moment o urgență. Noastră, ce părere aveți? De acord cu el. Deci considerați că ar trebui să se renunțe, practic, la certificat? Da. Să renunț, să fie lumea liberă. Spunea că nu mai e niciun certificat. Așa era vorba. Dumneavoastră, ce părere aveți? Să nu mai fie deloc. Deloc să nu fie niciun certificat. Deci considerați că ar trebui să se renunțe, practic, la acest certificat? Da, să renunțe, până azi că renunțe ei. Așa spunea, că renunță la certificatul verde. Medicul Alexandru Rafila a făcut anumite declarații referitoare la acest subiect. Nu este victima politicului certificatului verde, nu a fost asumat politic. Cel mai neplăcut a fost încercarea permanentă a responsabilității. Cine este de vină? Aș vrea să fac un comentariu. Certificatul este utilizat în două scopuri, uneori complementare. Unul dintre scopuri este de stimulare a campaniei de vaccinare, al doilea este legat de un scop de sănătate publică temporar, așa cum l-am propus, în care introducerea lui să stopeze transmiterea. În acest moment nu mai văd urgența certificatului verde, totul din rațiuni de operaționalizare a acestui document. Efectul lui este redus acum, a transmis ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Cred că da. Nu trebuie urgență, nu. Da. Da și nu. Nu știu, mai mult nu. Da și nu. Eu una nu sunt pentru, sunt pensionară, dar este necesar. Dacă dânsul spune că îl respect, este un om deosebit și competent, sigur. Mai mult da. Nu. Da și nu. Certificatul verde la locul de muncă nu a fost asumat politic, a spus ministrul Sănătății Alexandru Rafila. El adaugă că în plin val 5 al pandemiei, acest certificat nu mai este o urgență, pentru că până la implementarea lui, numărul de cazuri va scădea din nou.